și Gal, pe o echipă egale, pe care s-o cot eu foarte mult le-am curcat trenul. N-a fost un meci spectaculos, cred. A fost un meci care, în primul rând, era important rezultatul. Da? Important să nu primim gol, să marcăm noi. Băieții cei ce am înțeles au făcut-o bine și de aici și-a venit rezultatul. Sper că mai departe să ridicăm și calitatea jocului, dar iarăși vreau cât mai repede trenurile astea noastre să-și revie, să putem pasa, că e foarte greu, numai luptă, prin plan a venit. Noi aici nu prea suntem puternici, dar astăzi am fost buni, din acest punct de vedere. Și le felicit băieții, felicit toți care sunt lucruri pentru meu sami, pentru că e victoria importantă, un adversar foarte bun. Cine puteți spune despre jucătorul Nobin Bot, de când este al dumneavoastră, ce impresie v-a lăsat? Este un jucător tânăr, care are niște, cum să spun, are un talent ceva, este foarte rapid, este calm, este puternic fizic de natură, ceva cap slab tactic, n-a jucat mult, n-a jucat meciuri și am avut o perspectivă ceva. El, de ce el a însemnat pe perioada mai lungă, ca să vedem, poate să primi ceva de el. El nu de mult are. El a fost la probe în iarna asta, săptămână, după asta a plecat acasă și s-a hotărât întrebările cu actele, cu cluburile care le-a avut el. După asta l-am filmat, avem 3 zile, 4 de când e la noi. Și cu ce durată? 2 ani.